Vă salut, dragii mei! Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, sunt bunicuță și bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Cei care mă urmăresc știți că sunt acum la Canada, la nepoții mei și mi-am zis de ce nu să vă răspund la întrebările care mi le-ați spus, ce îmi place în Canada, ce nu-mi place, cum vi se pare Canada. Vreau să vă zic că sunt a patra oară aici în Canada. Acum 8 ani în urmă, când am venit pentru prima dată, m-a impresionat foarte mult Canada și, în primul rând, ce mi-a plăcut. Natura. Natura este foarte frumoasă, natura este proaspătă, verde, mulți brazi, mult spațiu, un univers mare, cerul este foarte, foarte frumos și divers. Îmi place aici că nu este murdărie, este foarte curat, chiar dacă plouă, nu este este prospețime, este chiar dacă vara a fost călduroasă și un pic parcă se usca iarba, în 2-3 zile după o ploaie totul a înverzit, totul a înflorit. Dacă am venit aici în iunie și sunătoarea era înflorită și acum ea este înflorită. Cicoarea cu o culoare albastră-albastră stă înflorită toată vara. Căci îndată după o ploiță, aici totul înverzește din nou, totul înflorește din nou. Și prospețimea aceasta o resimți, o simți mereu, mereu constantă. Acum, în august, diminețile și serile sunt rocuroase. Chiar astăzi dimineață ne-am sculat cu bunelul la ora 7 și era 16 grade. Am ieșit afară la plimbare, toți dorm, toți se odihnesc, dar noi avem bucuria și plăcere de a merge desculți prin roa, ca niște mărgăritare, pe iarba aceasta verde și în curte la noi și pe stadion. Și e ceva frumos care îți dă posibilitatea de a respira cu toată ființa, cu toate celulele. E minunat, natura îmi place foarte mult. Când am venit pentru prima dată, m-au impresionat oamenii. Oamenii sunt foarte sociabili, zâmbitori, primitori, dornici de a-ți ajuta, dornici de a te motiva la ceva frumos, de a-ți da informația. Căci atunci, în 2010, mi-am dorit să merg de una singură în călătorie cu tren a vapor la Wickfield, în Chelsea, și ginerea mi-a zis: ia telefonul, sună, să mă descurc de una singură și eu aveam dorința. Chiar că nu vorbeam așa bine franceza și nu o cunoșteam și poate nu înțelegeam unele lucruri, dar m-a rugat pe domnul de la telefon, de la pe fir, să vorbească încet ca să înțeleg. Și mi-am dat seama că el este și om ca și mine. Și de ce să am frică? De ce să mă complic și să fie rușine de faptul că nu vorbesc sau vorbesc cu accent? Dar a fost amabil și nu numai. În parc, ne plimbam cu nepoții. Persoanele sunt foarte, oamenii sunt de aici foarte sociabili, salutabili, zâmbăreți și asta îmi place foarte mult. Un alt lucru care îmi place, multitudinea de și varietate de a alege. Ai posibilitatea să-ți realizezi visele, să faci studii, să faci niște cursuri, nu contează ce vârstă. La orice vârstă poți să alegi ceva. Ai o posibilitate enorm, enorm de mare. Ai posibilitatea să-ți deschizi o afacere. Nu este concurență. E ușor de aplicat, e ușor de făcut aceasta, comparativ cum este la noi, cu concurență, cu pedici, cu nu știu ce, acolo, cu multă birocrație. Aici e posibil. E o oportunitate pentru cei care își doresc să-și deschide afaceri, să facă studii, să învețe. Și chiar îmi plac studiile aici. Când nepoțica mea s-a dus în clasa 1, am fost impresionată de faptul că aici se face accent la logica copilului. Îi se dă posibilitatea copilului să-și exprime dorințele, să-și exprime cunoștințele și să învețe unul de la celălalt, că fiecare copil este individual. Fiecare copil este personalitate. Li se dă posibilitatea de a crea, de a
învăța în joacă, în creativitate, este foarte minunat. Îmi place aici securitatea. Securitatea e la maximă. Chiar și noaptea, chiar și la miezul nopții, ieșim, ne plimbăm. Niciodată nu am avut chestii de ca cineva să mă oprească sau chiar și de una singură când mă plimbam. Acum ne plimbăm cu soțul. Securitatea este maximă. Nu îți iese niciun boschetar, niciun rău făcător. Asta e, îmi place foarte mult și îmi place asta în Canada. Libertatea alegerii, un alt punct care îmi place, libertatea alegerii. Ești liber să alegi, să-ți alegi religia, să-ți alegi modul de viață care tu vrei să-l trăiești, cum să te îmbraci și cum să te simți liber, fără să te gândești că cineva o să-ți spună ceva. Oamenii care vin aici își schimbă gândirea, au o altă gândire și dacă poți să-ți schimbi gândirea, poți să accepti și să nu opui rezistență, te integrezi foarte bine și ai posibilitatea să o faci, că cei care vin aici sunt foarte puternici și rezistenți. Trebuie să fii și la nivelul fizic și la nivelul psihoemoțional puternic. Uite, așa îi caracterizează pe cei care vin aici în Canada, pe emigranți. Îmi plac oamenii că sunt foarte simpli. Nu contează dacă tu ai salariu mare. O să vezi că persoanele se îmbracă foarte simplu. În bluș și un maioaș, doar pot au o diferență ca un automobil mai scump sau o casă mai scumpă, doar atât. În rest sunt foarte, foarte simpli. Simplitatea și libertatea de a se exprima, solidaritatea și laicitatea caracterizează pe cei din Canada. Eu vă spun că mă opresc aici, căci mai am două filmulețe să filmez, dar luni voi pleca peste ocean și probabil aceste două filmulețe despre ce nu mi-a plăcut și despre niște interdicții în Canada, le voi filma când voi mă întoarce acasă. Eu vă îmbrățișez, vă mulțumesc că ați fost cu mine aceste două luni, că m-ați susținut și m-a motivat să continui filmulețele pe YouTube, căci comunitatea noastră crește datorită vouă. De aceea vă iubesc, vă îmbrățișez și vă zic să aveți zile frumoase, momente pline de bucurii, să vă bucurați de lucruri mici, căci viața este frumoasă, viața prelungește și noi merită să o trăim cu bucurie. Eu vă iubesc, încă o dată vă zic, vă îmbrățișez și vă aștept pe curând, vă aștept la filmulețele de peste ocean, de acolo, de la noi, din Europa. La revedere și pe curând! Iar eu mie îmi doresc să am un zbor liniștit, calm, fără aventuri.